Rămânem în Ministerul Iuran și aș vrea să spun două lucruri care consider că trebuie spuse. Consider că trebuie să spun două lucruri necesare în această seară. Nu știu cum i-au învățat părinții pe guvernanții noștri, dar pe mine mama m-a învățat că atunci când fac o prostie, nu numai să o repar, dar și să-mi cer iertare. Da, bravo! Așa că așteptăm de la domnul Grindeanu, nu numai repararea, de fapt nici nu știm cum a fost, ordonanței 13, dar așteptăm să vină în fața întregului popor și să spună, vă rog frumos să mă iertați! Da. Niciodată! Cereți iertare! Cereți iertare! Cereți iertare! Cereți iertare! Voi citi dintr-o poezie niște versuri care cred că se potrivesc foarte bine cu situația care se află țara noastră acum. Este o poezie concepută de un actor, vizionată de vreo 8 milioane de români și a fost concepută anul trecut, cu mai, de 1 decembrie. Este o poezie în care actorul vorbește despre România, țara mea. O să citesc numai câteva versuri din ea. Spune așa această poezie. Românie, țara mea, astăzi este ziua ta. Și în loc de o urare, din pieptuțul meu de dat, am să strig în gura mare, iartă-mă că nu mai fac. Nu-i mai las să te mai fure, nu-i mai las să te înjure, nu-i mai las să-și bată joc. Și de-o fi, ți trec prin foc. Și sper ca în a mea viață să te văd din nou în față, în față pe harta lumii, la împărțeală cu jupânii. Asta e, ăștia suntem, noi la supărare protestăm și îți mai spun, nu mă feresc, România te iubesc!